În furnicarul uman există oameni cărora nu le este suficientă propria lor viață, suferința lor, fericirea lor, și care simt să trăiască toate viețile de pe pământ. O mie de frumuseți nu împiedică să audă un geamăt. O mie de dureri nu-i pot priva de o singură bucurie. Aceștia sunt oamenii ecou. Totul răsună în ei. Sunt unul dintre acei oameni. Sunt un haiduc. Panaiti Stat este unul dintre oamenii care au putut schimba mersul umanității. Istrade s-a opus la ceea ce se numește gândirea corectă. Gândirea corectă era gândirea sovietică. El le-a spus rușilor ceea ce rușii nu vroiau să audă. În toate momentele, Istrade a fost un incomod. A reușit această mare performanță să deranjeze pe absolut toată lumea. Pe 15 octombrie 1929, editura pariziană Reader publica o carte incendiară care avea să facă istorie. Trei autori, Panaiti Strati, Victor Serge și Boris Suvarin, scriau spre altă flacără. Iar contribuția principală, spovedanie pentru învinși, după 16 luni în URSS, îi aparținea lui Strati. Era prima mărturie adevărată despre ororile sovietice. Rezultatul a fost un linșaj oficial în presa de stânga. Atacuri furibunde, orchestrate de Moscova. Din vedetă a literaturii europene, tradus rapid, ecranizat, plătit cu drepturi de autor francez, Istrati s-a transformat în persona non grata. Am fost adevăratul revoltat al secolului meu. Omul care copil încă ghicește instinctiv crima supunerii la mentalitatea tradițională. A familiei, a societății, apoi acelei proprii idealului turmei. Despre Panaiti Strati s-a spus că este o celebritate, ieșită dintr-un neant cultural, social și geografic. M-am născut la Brăila, pe 10 august 1884, dintr-o nemuritoare țărancă româncă și un contrabandist grec pe care nu l-am cunoscut niciodată. Primii 7 ani, copilul Panait îi petrece la Baldovinești, lângă Brăila, în deplină libertate. Ascultă istoricul haiduci, hoinărește în port, se umple de povești pe care le va duce mai târziu, prin cărțile sale, în toată lumea. Nu-i place la școală, se descrie drept un copil rău și un școlar mediocru. Rămâne repetent de 2 ori și în 6 ani reușește să termine 4 clase. La 13 ani, dornic să își ajute mama, se angajează băiat de prăvălie, la cârciuma lui Chir Leonida. Urmase sfatul lui Moș Anghel, unul din frații mamei, după care era bine să se angajeze la greci, pentru că erau filotimi, spunea Moș Anghel, nu zgârie brânză, precum cârciumarii români. Condițiile de muncă erau istovitoare. 19 ceasuri de goană zilnică. Acolo îl cunoaște însă pe Capitan Mavromati, cel care i-a dăruit Dicționarul Universal al Limbii Române, al lui Lazar Șeineanu. Cartea pe care Istrati o numește izvorul tuturor bucuriilor și al surprizelor unei vieți de copil chinuit. O carte pe care o citea pe furiș și pentru care avea să fie bătut. Patronul nu înțelegea timpul irosit de ucenic. La cârciuma lui Chir Leonida se încheie, de fapt, copilăria lui Panaiti Strati, pentru că tot ce fusese la Baldovinești până atunci și toate escapadele ulterioare, fugind de la școală la Baldovinești, toate hoinărelile pe străzile Brăilei, unde avea să-l cunoască pe celebrul Codin, toate acestea se încheiau acolo. Cum te cheamă? Mă cheamă Adrian Zografi și de ieri locuim lângă dumneavoastră. Vă să zic că suntem vecini. E ceva. Eu sunt Codin. Un capitol amar, în care e nevoit să muncească la stăpân, în plăcintăria lui Chir Nicola,
în docurile Brăilei, în magazine de pește și în ateliere de împletit frânghii. Îl cunoaște pe rusul Mihail Mihailovici Kazanski, cel pe care îl va imortaliza în povestirea Mihail. Un personaj misterios, un refugiat rus, care a rămas în preajma lui Panaiti Strate aproape 9 ani. În Mihail a vrut să dea dimensiunea adevărată a ceea ce înseamnă o prietenie perfectă. El îi spunea prietenie balcanică, făcând mare diferență între prietenia occidentală, pe care o considera inferioară. Prietenia balcanică era dăruirea totală. La 20 de ani, Panaiti Strati hotărăște să își încerce norocul la București, unde se angajează împreună cu Mihail la un birou de plasare. Apoi câștigă o pâine ca infirmier, portar, servitor, valet. Participă la o manifestație de solidaritate cu Revoluția Rusă. Este prins și trimis la Brăila. Condamnat cu suspendare, nu renunță la susținerea mișcării socialiste. În 1910 este ales secretar al Partidului Social Democrat din România. Era privit ca un anarhist al dracului de deștept. Apariția lui la tribună era primită cu ropote de aplauze. Se împrietenește cu Ștefan Gheorghiu, activ și talentat organizator de sindicate, care, deși a dat numele școlii de activiști PCR, a murit în 1914, cu 7 ani înaintea înființării Partidului Comunist Român. Când, din cauza bolii, Ștefan Gheorghiu a fost nevoit să-și caute un succesor, l-a ales pe Istrati, care și-a luat rolul în serios și a ajuns să conducă, în 1910, o grevă la care au luat parte 10.000 de oameni. Vedea în mișcarea socialistă o soluție pentru ceea ce ar fi putut însemna o nouă umanitate, cum o numea el. Istrati era unul dintre elementele pe care mișcarea socialistă europeană și le dorea. Și într-un fel le-a și creat. Avea o origine sănătoasă, cunoscuse sărăcia extremă, era o voce foarte credibilă. Je pense que ça a été un franc-tireur, un esprit libre et qui a su le rester et puis qui a tout sacrifié pour ça. S-a spus despre Istrati că a fost un ciulin dezrădăcinat, un hoinar din Balcani, căruia i-a fost dat să devină una dintre marile conștiințe literare ale epocii lui. Sunt oameni al căror caracter e făcut în așa fel încât nimic nu-i poate mulțumi multă vreme. Eu sunt dintre aceștia. Probabil că de la tatăl său, grecul Kefalonit, Istrati a moștenit disperarea de a căuta, obsesia orizontului care nu se termină niciodată, nevoia de libertate. Timp de câțiva ani a vânturat lumea și mările. A ajuns de câteva ori în Egipt, la Alexandria și Cairo. S-a despărțit în portul Pireu de prietenul Mihail. A călătorit fără bilet cu un vapor la Marsilia. A fost descoperit și aruncat pe țărm la Napoli. O lună de sărăcie lucie, când dorm sub cerul liber și mănânc salată timp de 6 zile, dar văd muzee. Foamete la Alexandria și Cairo. Propunere incitantă de a deveni proxenet. Nu, mulțumesc. Zugrav, om sandwich. Viață plină de sărăcie și de evenimente. Sunt pictor de reclame, răsfățat de arabi. Câștig 2 beștiși pe seară, mănânc la consulul rus și sunt debarcat cu regret la Beirut. Ajunge la un sanatoriu din Elveția. Trebuie să își îngrijească plămânii atinși de tuberculoză. Sunt 3 luni de repaus complet și de lecturi asidue din clasicii francezi cu ajutorul unui dicționar. Apoi tăvălugul pornește din nou. Peste tot car după mine cărți, uneori un pian și mereu o femeie frumoasă. La începutul lui 1919, singur, abandonat, decepționat de prietenie și de artă, epuizat și bolnav, a început să citească opera lui Romain Rolland, laureat al premiului Nobel. În anii aceia, Romain Rolland era noul val al literaturii sociale, un nou Emil Zola, să spunem. Ghinionul a fost că prima scrisoare trimisă lui Romain Rolland
care începea cam așa, un om aflat în pragul morții, vă roagă să-i ascultați spovedania, s-a întors cu mențiunea destinatarul plecat fără adresă. Conform biografiei trimise mai târziu lui Romain Rolland, atunci s-a instalat pentru prima dată gândul sinuciderii. La începutul anului 1921 se hotărăște să încheie socotelile cu viața, scrie câteva rânduri, astăzi începe anul 1921 pentru alții, nu pentru mine, pentru mine este începutul sfârșitului. Era într-un parc și și-a tăiat gâtul. Ajunge la serviciul de urgență, este salvat și medicul de gardă găsește scrisoarea la el. Eu știu că pare o telenovelă incredibilă și de aceea de proastă calitate, dar chiar așa a fost. Există scrisoare ale acestui medic. Iar medicul preia scrisoarea și o trimite lui Romain Rolland. Iar Romain Rolland, în timp ce Istrati se recupera pe patul de spital, îi răspunde: nu am nevoie de scrisorile tale, eu am nevoie de literatura ta. Și astfel, anul care păruse începutul sfârșitului s-a dovedit a fi anul marilor începuturi. Panaiti Strati a învățat fotografia ambulantă pe la începutul anului 1921 și multă vreme aceasta a fost una din sursele sale de devenit importante. Dar avea un mare avantaj, spunea Panaiti Strati, nu era atât de bănoasă, cum spunea el, dar oferea libertate. Începe cariera mea de fotograf ambulant. Un om fără nume, unul dintre cei cu inimă, mi-a spus: ia unul dintre aparatele mele, vino pe Promenade Zanglais și am să-ți arăt eu cum se trăiește liber. Până la debutul ca scriitor de limbă franceză, Panaiti Strati și-a împărțit existența din Franța între scris, fotografie ambulantă și zugrăvit. Și, în după amiaza zilei de 15 august 1923, mă aflam în fața unei librării, în mijloc bine expusă, revista Europe. Coperta ei galbenă era încinsă cu o banderolă verde care anunța cu litere groase aceste două trufandale ale sumarului său: Romain Rolland, un Gorki balcanic, Panaiti Strati, Kira Kiralina. Simți cum mi se moaie picioarele. Istrati nu s-a născut scriitor. Istrati s-a născut însă povestitor. Istrati a vrut să spună și imaginați-vă că a făcut asta în limba franceză, el neștiind la început o boabă franceză. În subsolul locuinței din Paris a prietenului său, Gheorghe Ionescu, Istrati continuă să scrie. Apar în Franța Moș Angel și Codin. Publică povestiri și articole și în România, în Adevărul literar și artistic. Se confruntă cu primele contestări. În țară e considerat scriitor francez, în Franța scriitor român. El reprezenta pentru francezi o postură morală a emigrantului care vroia să fie francez fără ca să uite să fie român. Istrati spunea că sufletului său românesc i-a adaptat o mască, limba franceză. Lucru pe care criticii și confrații din România nu i l-au recunoscut. Sadoveanu scria: l-au privit de sus și l-au repudiat, mai ales că era un biet băiat din Mahalaua Brăilei. Asta după ce Nicolae Iorga declarase într-un interviu: domnul Panaiti Strati mi-a trimis Kira Kiralina cu dedicație. Am încercat să o citesc, dar am fost nevoit să arunc cartea imediat. Avem de-a face cu un hamal din portul Dunărean. În 1927, Panaiti Strati pleacă la Moscova, la cea de-a 10-a aniversare a Revoluției din Octombrie. Salută Revoluția bolșevică, el o numește acest acid sulfuric care va arde fața putrezită a lumii și va genera o nouă lume. Se declară adept al bolșevismului, numai că realitatea imediată era una care îl contrazicea. Întâmplarea face că în același tren cu care călătorea Istrati de la Paris la Moscova, călătorea și Cristian Rakovski, fost ambasador al Rusiei la Paris, acum chemat de urgență acasă. Rakovski știa perfect de ce fusese chemat
și ce anume urma să se întâmple la Moscova. Și pe drum, lui Stratii s-au spus lucruri pe care nu le putea bănui. De fapt, încrederea lui se zdruncină în acel compartiment de tren, în conversațiile lungi cu Rakovski. Călătoria în Rusia va dura 16 luni. Auspiciile se arătau favorabile. Istrati este oaspetele Moscovei alături de alți oaspeți importanți. E un autor de succes. Kira Kiralina fusese ecranizată la Moscova. Se împrietenește cu scriitorul grec Nikos Kazantzakis, care îl va menționa mai târziu în romanele sale Zorba Grecul și Raport către El Greco. Hotărăsc împreună să găsească Rusia profundă, dincolo de vizite oficiale și parade. De data aceasta, spune Panait Istrati, au călătorit fără paradă, fără pavoaz, doar însoțiți uneori de o călăuză, de cele mai multe ori doar singuri, adică el, Kazantzakis, Eleni Samios, viitoarea soție a scriitorului grec, și Bilili, Marie lui Vodbovi, iubita lui Panait Istrati din perioada aceea. Și acela este momentul în care, scăpat de delegațiile oficiale, dar cu escortă și cu spioni după el tot timpul, ajunge în contact cu realitatea monstruoasă din Rusia, care trecuse printr-o foamete îngrozitoare. A stat de vorbă cu oamenii, a aflat că au existat cazuri de canibalism, a aflat că toată spoiala și tot decorul de mucava pe care îl văsuse la Moscova nu are nicio legătură cu realitatea Rusiei profunde. Ei au văzut tot ce se întâmpla în Rusia, toate manifestările totalitarismului, toate manipulările intelectuale. Istrati a vorbit cu Kazantzakis și Kazantzakis i-a spus: când te întorci, nu scrii nimic despre asta, pentru că dacă scrii, vei fi distrus. A ajuns la Paris, s-a întors și a scris o scrisoare lui Romain Rolland, spunându-i că scrie o carte despre ce a văzut el în Rusia și că este distrus, este îngenunchiat, că nu mai poate crede în nimic. Și că dacă până și această ideologie care promitea totul nu oferă nimic, înseamnă că totul este pierdut. Scriitorul francez îl îndemna să nu publice, pentru că ar face rău și n-ar face altceva decât să servească dușmanilor Rusiei sovietice. Istrati termină de scris cartea și stă un an cu cartea pe birou. Un an de zile i-a luat să cântărească ce e mai important. Adevărul absolut și dreptatea în care credea sau prietenia cu Romain Rolland. În 1929 apare Spre altă flacără, volum cu trei autori, semnat însă numai de Panait Istrati. Celelalte două lucrări aparțineau unor scriitori ruși dizidenți, al căror nume nu putea fi divulgat. Volumul acela este și sentința la moarte simbolică a lui Istrati în Franța. Din momentul acela, el avea contracte de editare a cărților lui. Din momentul acela, nu l-a mai editat nimeni. Multă lume crede că ruptura cu Romain Rolland s-a datorat publicării acestor impresii, însă adevărul este în altă parte. În Spovedanie pentru învinși, Panait Istrati scrisese câteva rânduri, o jumătate de pagină, despre o anume prințesă rusă, care nu era nimeni alta decât Maria Kudaceva, iubita de la vremea aceea a lui Romain Rolland. Studii de mai târziu au arătat că iubita lui Romain Rolland era de fapt o trimisă să-și exercite influența, un agent de influență, așa se numeau. Au mai fost multe alte femei în Europa Occidentală la vremea aceea, venind dinspre Rusia Sovietică, pentru a susține regimul de la Moscova și pentru a-și exercita influența. Istrati a fost un dizident avant la lettre. A fost un refuznic al oricărei forme de asupriri.
De-abia după aceea, 20 de ani aproape mai târziu, sau 15 ani mai târziu, Andrei Jid va scrie reîntoarcerea din URSS. Scriitorul Panaiti Strati a plătit pentru omul politic, să-i spunem, Panaiti Strati. Oprobriul prietenilor săi l-a doborât pe Panaiti Strati. Îndurerat, bolnav de tuberculoză, s-a stins din viață singur la sanatoriul Filaret pe 16 aprilie 1935. Panaiti Strati a fost un mare prieten și flacăra lui continuă să inspire. Tot așa cum Romero Lal l-a moșit literar pe Istrati, Istrati l-a moșit literar pe George Orwell, scriindu-i prefața la prima operă tradusă în franceză a lui Orwell. Chiar în anul morții lui Istrati a apărut și mi se pare cumva justițiară această alăturare, pentru că Orwell rămâne până la urmă părintele tuturor distopiilor. Fără a-l compara cu Solzhenitsyn, dar Istrati a fost un fel de prim Solzhenitsyn, un fel de proto-Solzhenitsyn, numai că Solzhenitsyn a venit la sfârșitul epopeei comuniste, în timp ce Istrati a fost la inițiatorul acestui proces. L-am cunoscut și iubit pe Panaiti Strati, scria Ernest Hemingway. Povestea călătoriei sale în Rusia, una foarte comentată în epocă, denotă mai ales sentimentul unei profunde frustrări. Ne amintim că după ce a vizitat închisori și lagăre de muncă, atunci când a cerut explicații unui demnitar, personajul i-a spus: "Ce vreți? Nu putem face omletă fără să spargem ouăle." Și a primit un răspuns mușcător: "Nu vreau să ofensez pe nimeni, cu atât mai puțin pe ruși, însă, din păcate, deși am văzut peste tot coș de ouă, n-am zărit nicio omletă." La Paris și la București au apărut asociații prietenii lui Panaiti Strati, niște fan-cluburi avant la lettre. Străinii vin în România curioși să vadă Brăila și Baldovineștiul. Iulia Badea Gherite m-a dus la Paris, pe urmele lui Strati, la librăria lui Jacques Bojar, librarul anarhist care a citit toată opera lui Strati. Îi știe toate detaliile și a scris biografia Panaiti Strati, prietenul vagabond. Un lector qui est venu à la librairie commander Néron de Soulin. Et ce lecteur n'est jamais venu chercher ce livre. Et donc, il a traîné là, sur une étagère, pendant quelques semaines. Et puis, en fait, il m'a intrigué. Jacques a fost secretar al Asociației Prietenii lui Panaiti Strati din Paris. A organizat un festival Istrati. Și în librăria lui găsești benzile desenate inspirate din viața scriitorului român. În Franța, Istrati este un scriitor editat și reeditat permanent în colecții populare de mare tiraj. În România e ignorat. Nu avem nicio ediție de opere complete și niciun grup de cercetare care să se ocupe de opera lui. La școală, doar Ciulinii Bărăganului face parte din lecturile facultative, în timp ce în Turcia, scrierile lui se află pe lista operelor recomandate de Ministerul Educației. Traducerea ale cărților sale au fost publicate în Danemarca, Portugalia, Italia, Germania, Japonia. La Brăila, Zamfir Bălan a început editarea operei în ediții bilingve. Spune că de-abia după anul 2000 putem vorbi despre o recunoaștere oficială a lui Panaiti Strati ca scriitor român. L-am recuperat prost, pentru că l-am recuperat prin senzațional. Istrati așteaptă în continuare, stă la rând și își așteaptă o recunoaștere pe care nu i-am dat-o. Pământul românesc a dat lumii pe unul dintre cei care merg în prima linie a conștiințelor libertare. Istrati e cel mai puțin cunoscut, dar primul dintre tovarășii săi de eternitate. Orwell, Kazantzakis, Camus sau John Lennon. Oameni care nu aderă la nimic, care și-au păstrat libertatea de a gândi și de a crea dincolo de sisteme, de dogme, de marșuri și mode. Oameni care au scris până la urmă așa cum au trăit, fără compromis.